Soroca s-a alăturat Zilei Europene a Mobilității, care are ca scop de a demonstra beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme și de a sublinia importanța infrastructurii durabile. Echipați cu trotinete și biciclete, de la mic la mare, sorocenii au venit în Piața Libertății pentru a marca evenimentul. Astăzi, în premieră la Soroca, se desfășoară Ziua Mobilității Urbane. Este practicat în Uniunea Europeană în fiecare an și are loc în săptămâna tineretului. Scopul evenimentului este de a promova educația din grădinițe pentru a practica transportul sănătos. Programul de la Soroca a inclus diverse activități privind siguranța rutieră, la care au participat grupuri de preșcolari și elevi de la grădinițele și școlile din municipiu. Avem o serie de ateliere, de la mici la mari, de la pici la părinți și adolescenți inclusiv. Ei vor avea și un exercițiu practic, se vor mișca dintr-un punct în altul al orașului, simțind ce ar însemna o mobilitate adevărată și mai ușor să te miști prin oraș fără mașini sau fără ceva care este negativ și asupra mediului. Iar pentru tineri, la orele 12:30, avem un City Quest urban care, nemijlocit, îi va implica în descoperirea locurilor istorice în municipiul Soroca, doar că nu simplu, dar pe biciclete. Deci... Activitățile s-au desfășurat într-un format interactiv, iar micii participanți s-au deplasat pe una din străzile centrale, aici fiind sistată temporar circulația rutieră și redirecționată de către polițiști. Acest lucru i-a făcut pe șoferi să circule bară la bară. Am venit aici pentru a comunica copiilor regulile de circulație rutieră și anume ăstora mici, pentru că ei sunt atât prezentul nostru cât și viitorul nostru și atunci când sunt ei în siguranță, suntem și noi în siguranță și știm că un copil informat este un copil protejat. Activitățile au fost pe placul atât a copiilor cât și a părinților. Îmi place mult să merg pe trotinetă. Ce ai aflat astăzi nou? Despre semafor și despre zebră. Trebuie să coborăm de la bicicletă și mergem. Merg bicicletă cu 2 ani. Lepuțica la activitații și e foarte important. Tare bună lecție au dat la copii pentru purtarea pe stradă. Am aflat că trebuie de coborât înainte de a traversa strada de pe bicicletă. Mult vară practicăm mersul cu bicicleta, în toată seara cam mișam. Acum, la moment, nu prea. Da, ar fi frumos ca copiii, într-adevăr, să meargă mai departe ceea ce facem și noi. Potrivit autorităților publice locale, evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Întreprinderi și comunități puternice pentru Moldova, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, cu care Primăria Soroca are o strânsă colaborare. Credem noi că este foarte important pentru că așa se promovează și modul sănătos de viață și grija de mediul înconjurător, pentru că putem vedea cât de mult transport acum avem noi și cum facem câțiva metri, 100-200 de metri îi facem cu mașina până la magazin sau până la servici. Deci vrem să promovăm acest lucru, mobilitatea urbană să fie, să ajungem la un transport prietenos mai repede, ca și bicicleta, ca și trotineta, ca și mersul pe jos, de ce nu? Da, vreau să mă laud că practic zi de zi merg pe faleza Nistrului, care o avem în Soroca și ne mândrim cu ea. Ziua Europeană a Mobilității vine să evidențieze importanța utilizării eficiente a spațiilor publice pentru a îmbunătăți calitatea vieții și siguranța rutieră. Beneficiile includ reducerea poluării aerului și funice, promovarea unui stil de viață activ prin mersul pe jos și ciclism, precum și facilitarea accesului la transport public.